Slušaj šta kaže. Ha? Ponota muzikalna. Muzičku notu. Biletski ključ? Da, da. A ić? Da. Circ. Sau nu am dreptate cumva? Toată țara e un circ și voi veniți tot la circ. Eu cred că tot e altceva aici. Un alt fel de circ, poate un circ adevărat, nu un circ pe ascuns și un circ periculos. Aici este circ pe față, care ne amuză. Proiectul acesta a fost posibil din cauza unor oameni și aici vreau să spun trei nume din Comuna Șoarș. Odată domnul Șulea, primarul cu care am început toate proiectele. Și domnul primar Timiș, care este acum în funcție, cu care facem acum proiectele care sunt. Partea stângă, poate, ca să poată vedea și copii, așa în partea dreapta. Și încă un nume, domnul Munteanu, viceprimarul tuturor timpurilor aici. În dreapta, domnul Șulea, vă rog, acolo. Domnul. Că fără sprijinul comunității nu făceam mai lucru aici la Băcucile Seniștat și mai doresc să spun acum, proiectul acesta este finanțat de o fundație din Germania, Donaul Schwäbische Kulturstiftung, care finanțează și alte proiecte, de exemplu renovarea școlii din Bărcut, ne sprijină și acum la circ. Acum vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit aici. Proiectul acesta, să spun câteva cuvinte pentru că este important. Aici s-au adunat copii din Serbia, Croația, Ungaria și România, țări prin care trece Dunărea, de aceea Circus Danubii. În limba latină înseamnă Circul Dunării. Deci aici facem circul Dunării cu copii și tineri care vin din aceste țări ca să învețe limba germană și ca să nu-și dea seama așa foarte repede să învață limba germană, am făcut circ cu ei. Dar o să vedeți și acolo, eu vă rog pentru puțină înțelegere, eu o să vorbească germană aici. Dar poate s-a și obligat. Dar poate mai avem în urechie limba lor. Mai știm câte un cuvânt
germană, ci avem urechile deschise mari și ochii deschiși mari pentru ceea ce se întâmplă și fără, vă rog, fără telefon la ureche. Vă rog să închideți telefoanele dacă se poate. Vă mulțumesc mult!